Peter Abdon la un singur joc de câștigarea meciului. Așadar, 4 la 3 pentru Peter Abdon. Începe jocul cu numărul 8. Mark Davis are lovitura de deschidere. Deschidere ratată. Așa se întâmplă atunci când stai prea mult în fotoliu, ratezi și lovitura de deschidere. Ce ocazie a ratat și Abdon. Privește cu atenție mănunchiul de bile roșii, Peter Abdon. Evident că nu dorește să lase o bilă roșie pe marginea buzunarului. A reușit să aducă bila albă în spatele bilei maro. Doar cu manta să joace bila roșie din imediat apropierea buzunarului superior drept și să lase bila albă cât mai aproape de buzunar. Da, bine executată lovitura. Și totuși, cred eu că bila roșie cea mai apropiată de bila albă poate fi atacată la buzunar de mijloc. Găsit o bilă roșie, Peter Abdon. Bila neagră este blocată. Dar nu este nici pe punct. Și nu cred că nu poate fi jucată la unul din buzunarele superioare. Trebuie să poată fi atacată. Iar bila roșie din apropiere ei cu siguranță poate fi jucată la buzunar. Nu în bila roz. Ok. Nu știu acum. Four. Nu era o bilă roz, nu s-a blocat.
Era să rămână snucăr la Bilaroz. Chiar a rămas în snucăr la Bilaroz. Prea scurtă? Nu. Bună, foarte bună lovitura. Foarte bună, foarte bună. Foul de 6 puncte. Peter opens 6.